simt că eu am ceva. Eu văd altfel lumea. Tot timpul simțeam că mă conducea cineva. Și mi-a zis, da, Zinaida, tu ai putere. Poate foarte multe am luat de la bunica, de la mama lui tata. Chiar am întrebat-o, zic, bunica, dar cum faci? Ce spui? Și ea zice, trebuie să furi. Da, am făcut ședință în grup cu câteva mii de persoane. Plânge și casa plânge. Eu am văzut case care plâng. Ies, vorbesc cu Luna. Luna, noaptea, cu stelele. Cu îngerii. Am visat un decor de stepă în care avea loc un ritual, așa cum am citit eu în cărțile de acolo, cărțile rusești. Și doamna mi-a apărut sub forma unui animal totemic inițial, sub forma unei căprioare, care mi-a șoptit în ureche cam să mă fac bine și care fizic îmi lingea rănile. După care s-a transformat în vis într-o femeie de statura ei, stând în poziția lotusului și îmbrăcată într-un costum de șaman, fața acoperită, dar am simțit că este dumnea ei. Auzisem cu jumătate de an înainte numele dumnea ei și o văzusem fragmentar. Și dumneai în vis a continuat acest ritual șamanic cu mine. N-aș vrea să-l descriu acum, este destul de complex și dur, dar știu că m-am trezit plângând și că am știut că trebuie să vin acasă. Doamna Zenaida este un bioenergoterapeut care are un câmp energetic foarte bun și aici, de asta am și ales să fac ședințe periodice cu domnia sa, pentru că la urma urmei toți suntem stresați, toți avem nevoie de energie și toți trebuie să conștientizăm rolul energiei, ceea ce din punct de vedere ca să te duci să-ți faci un tratament, să zic, împotriva stresului cu medicamente de sinteză, nu există. Deci tratamentele pentru antistres sunt cele pe linie naturală și aici ne referim la bioenergoterapie și totodată la dietele pe care noi le folosim. Părinții sunt amândoi de origine poloneză, străbunici au trăit în Polonia și după primul război mondial au venit în, mă rog, în Ucraina, așa, în fosta Uniunii Rusesc, cum se zice. Și încet, încet au ajuns în Moldova. În Basarabia. Unde, în Basarabia, unde, mă rog, m-am născut și eu. Din partea tatălui, străbunicii au fost cneazi. Din partea tatălui. Au trăit în Polonia, chiar în Varșovia. Din partea mamei, au trăit în Cracovia. V-ați născut în 1955. Ce vă amintiți din primii dumneavoastră ani? De la 3 ani am stat numai cu bunica. Am crescut, pot să spun, cu bunica. Dumnezeu să ierte. Bunica din partea mamei? Din partea mamei, da. Și când spunea bunica cum mai doare capul, eu dormeam numai cu ea.
Și bunica zice, hai pune mâna, uite, parcă mi-a trecut. Parcă mi-a trecut, zice, hai cuprinde-mă. Ea se întorcea, eu o cuprindeam de spate și hai cuprinde-mă. Adică simțeam ceva de atunci. Tot timpul parcă mă conducea cineva. Iarăși la 14 ani, mami, eu a fost foarte rău. Și era într-o sâmbătă, tata o chemat, mă rog, înainte nu erau salvări așa, dar erau mai mult la țară, ori o duceai cu căruța, ori dacă găseai o mașină și de la noi, de la Isăicani până unde trebuia să o ducem, până la Voldurești, era greu de mers, și-o găsit tata o mașină și m-am dus eu cu ea, n-am lăsat să ducă tata, era după amiază, m-am dus eu cu mama acolo și doctorul zicea că s-ar putea să scăpe, să nu scăpe. Și eu eram, plângeam, că am zis, eram atâția copii în urmă și zic, ce mă fac eu dacă moare mama? Și atunci doctorul m-a lăsat să stau lângă ea. Eu luat-o în reanimare, ce au făcut acolo și am stat, am mângâiat-o pe cap, am mângâiat-o. Și după aceea doctorul îmi zice, să știi că e un pic mai bine. Eu am pus perfuzie, nu știu ce, eu am mângâiat-o, e un pic mai bine și atunci zice, tu poți să pleci acasă. Dar nu m-au întrebat unde pot să plec, pentru că de acolo până acasă erau 12 km. Și eu am fugit, am mers până acasă, că n-am ajuns, pentru că mi-era frică pe deal să merg. Și am fugit până acasă să nu mă prindă cineva, să nu mă prindă noaptea. Când am venit, am zis, tata, mama, e mai bine. Și așa au fost. Asta a fost un caz cel mai greu. Și ați ajuns asistentă medicală. Unde? La Chișinău. În Chișinău. Da. Și vreau să vă spun că acolo, bine, toată viața mi-a plăcut să lucrez cu oameni. Era un doctor la Chișinău, Valentin Savelevici, care... Eu foarte mult am colaborat cu el și îi spuneam lui că zic, eu văd lumea altfel, eu văd bolile altfel. Cum le vedeți? Când ați început să le vedeți? Chiar timp la vreo 20 și ceva de ani. Deci a fost altfel, o nouă treaptă. Da, da. Și îi spuneam că țăcuteați, asta ar putea să nu operați, asta ați putea așa. Ia zice, Zinaida, te rog, taci, Zinaida. De aproximativ un an de zile, treptat mi-au apărut simptome care m-au neliniștit, mai ales ca medic, bănuind un accident cerebral, eu fiind cardiacă de ani bun. Însă, făcând investigațiile de rigoare, computer tomograf, limene, craniu, cervical, nimic nu s-a confirmat. Simptomatologia mea se agravea, adică dacă la început nu mai puteam să scriu, să țin creionul sau să mănânc, nu puteam să-mi comand degetele la mâna dreaptă. Pe parcurs a apărut și o durere, numărul stâng, destul de accentuată, care imobiliza aproape mâna. Am făcut investigații și pe linie neurologică, ortopedică, reumatologică, am făcut diverse tratamente medicamentoase, fizioterapie, kinetoterapie, în două, trei etape. Asta începând de februarie-martie. În vară au apărut tulburări de vorbire, nu mai puteam pronunța parcă cuvintele și am început să am greutate la mers, din cauza piciorului drept. Iar în septembrie, bănuit că a fost și un accident la ochiul stâng, am mers la oftalmolog, s-a confirmat, dar nu se știe, s-a bănuit tot de la tensiune. Însă pe mine toate astea deja m-au alertat. Am venit la București la recomandarea medicului neurolog și am făcut o electromiografie la mână, să vedem dacă este ceva pe traseu neurologic a membrului superior, nimic. Și eram atât de disperată, încât nu mai știam încotro să apuc. Fiind și medic, sigur că mă gândeam ce mi-a rău.
fetițele mele, fetițe că sunt mari, locuind în București, eu am venit la ele, aici m-au convins să vin la doamna Tinaida, de care ele auziseră. Eu fiind sceptică la început, dar ca orice om și ca orice pacient, zic, hai să încerc și aici. Am venit la doamna, am început ședințele de, zic eu că benefice au fost, asta au fost acum în octombrie, am început, de bioenergie, de masaj, de presupunctură, mi-a recomandat și tratament de diverse plante, suplimente nutriționale, am discutat foarte mult cu doamna. Dacă în primele 4-5 ședințe eram, cum vă spuneam, sceptică și am zis, hai să încerc să văd ce iese, după a 6-7 ședințe, când am văzut că nu mai trebuie să mănânc cu mâna stângă ce țineam, efectiv, nu știu, nu vă doresc să mă scuzați, să știți ce înseamnă, că nu mai pot. Și am făcut cele 10 ședințe, m-am simțit mai bine, am văzut efectiv că vorbeam mai bine, mergeam mai bine, am mers acasă, am făcut pauză o lună, am continuat tratamentul naturist și am venit la a doua tură de ședințe. Mult mai încrezătoare de data asta, dar undeva, nu uităm că sunt medic și bucățica aia de logică nu mă lăsa în pace, am mers din nou la un renumit medic neurolog în București, cu tot ce aveam, din nou remeneul, și m-a consultat. Nu am putut să-mi pun efectiv un diagnostic, nu se lega, să spun, simptomatologia cu ceea ce aveam eu. Și de fapt îi explicam domnului doctor că am fost mult mai rău, acum era chiar spre bine. Mi-a recomandat să fac din nou remene, deci am de făcut alte investigații. Între timp eu n-am întrerupt tratamentul la doamna Sinaida și astăzi am terminat cea de-a doua tură de ședințe, de câte 10. Mă simt mult mai bine, păcat că nu puteți face comparație acum cu ce-a fost. Eu pot și mă bucur că mă simt bine și nu vă spun psihic cât de mult contează. Nu mai spun că mă simt bine în toate punctele de vedere. Eu oricum nu eram ca medic anti-tratamente paralel cu ceea ce facem noi zi de zi. Din potrivă, totdeauna am recomandat pacienților, dar acum cu mult mai multă încredere am să recomand și în primul rând pe doamna. Voi mi-a venit la a treia tură de ședințe în ianuarie, după care doamna mi-a spus că nu mai e nevoie. Și îmi dau seama și eu că mă simt mult mai bine. Nu am dureri de cap, am amețeli, vorbesc mult mai bine, scriu, vă spun, sunt mai mult decât încântată și mulțumesc, doamne, mulțumesc Dumnezeu și fetelor mele care m-au convins să vin aici. După ce cu greu am reușit să avem o fetiță, nu vă mai spun că și aici a fost o întreagă istorie, în sensul că soția mea a născut foarte greu. Ne-am aflat în situația ca în spital, încă înainte de ieșirea din maternitate, s-a făcut un control de către medicul pediatru cu stetoscopul și a constatat un suflu sistolic accentuat. Lucru confirmat câteva zile după ieșirea din spital și de medicul de familie. Mi s-a spus că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate sau, în orice caz, o verificare se poate face ulterior la o ecocardiografie, de fapt, și că practic nu se poate elimina suflul sistolic în câteva luni până să face această analiză.
Au trecut lunile și la vârsta de 9 luni, la clinica de pediatria de cardiologie a Spitalului Marie Curie, s-a făcut această ecocardiografie de către un medic primar, reputat, probabil între cei mai buni în materie, din București, și constatarea a fost tulburătoare pentru noi. Și anume că nu e vorba de sufus istoric, este vorba de o afecțiune foarte gravă la inimă, și anume defect septal ventricular perimembranos, respectiv lipsa unei membrane între auriculul și ventriculul stâng al inimii, cu diametru de 1 mm. Situație care nu se poate remedia decât prin operație. Dacă ar fi fost vorba de un simplu sufus istoric, această dimensiune a orificiului ar fi fost între 1 și 2 mm și s-ar fi remediat de la sine până la vârsta de un an a copilului. Lucrurile n-au stat așa și ni s-a comunicat faptul că până la vârsta de 4-5 ani operația trebuie făcută. Pentru că altfel deznodământul e tragic. Medicul de familie, care era o doamnă mai în vârstă, doctor în medicină, domnule, în situația dumneavoastră, poate încercați și tratamente naturiste. Să nu spuneți că v-am spus eu, că nu e vorba că nu recunosc. Asta este o sugestie. Recunosc că am încercat în 2-3 locuri la persoane celebre în bioterapia din România, care m-au refuzat categoric. Între care motivare a uneia dintre doamne a fost următoarea. Am putere prea mare pentru un copil așa de mic. La 2 luni după ultimul control, întâmplarea face ca să văd un articol într-un ziar, pe care îl pot numi, fără nicio reținere, mai ales că vreau să caut fiecare ocazie să-i mulțumesc autorului acestui articol. Deci e vorba, doamnă, de un supliment cu programul TV pentru Crăciun și anul nou, al anului 2003. Vreau să vă spun că fetița mea s-a născut în septembrie 2002, în care, pe lângă programul acesta cu televiziunile respective, era înserat și un articol cu doamna Stoienescu, cu calitățile extrasensitive ale dumnei, și autorul era un domn pe care am mai avut și alte ori prilejul să-l menționez și să-i mulțumesc. Se numește domnul Gabriel Peneș. Nu știu unde lucrează acum, nu mă interesează, știu că m-a ajutat. Am ajuns la doamna cu programare, când aveam mai multe persoane, undeva în 18, în 16 februarie 2003. Am urmat un tratament foarte serios. Doamna mi-a spus așa: ce are, eu pot vindeca. Numai că trebuie să vă înarmați cu foarte multă răbdare. Eu n-am ratat niciun caz la inimă. Vă rog să mă credeți. Dar dacă oamenii au făcut ce le-am spus eu și au avut răbdare. Dacă nu aveți răbdare, eu nu mai pot să garantez nimic. Doamne, ce înseamnă răbdare? Poate să fie vorba și de câțiva ani. Am această răbdare. Practic, după 2 luni și jumătate, doamna mi-a spus așa: e cazul să vă duceți la o nouă verificare. Lunile trecuseră oricum, se împlineau cele 6 luni de la indicate pentru control, pentru controlul electrocardiografic. Și m-am dus și, spre surprinderea mea și a doamnei doctor respectiv, a zis: domne, se întâmplă un lucru foarte rar și chiar uimitor. Să știți că această membrană a început să se formeze, a ajuns la 2 mm, e o măsură electronică aici,
deci nu e o apreciere a mea, mi-a spus doamna doctor. Vă spun, se întâmplă în 1-2% din cazuri. Și atunci am avut și o curiozitate să întreb, dar câte cazuri de acestea se nasc? Și mi-a spus, se nasc unul la mie. Avea un anuar de specialitate din care mi-a extras această informație. Am aflat ulterior, că fac o mică digresiune, ulterior am aflat că spre anii aceștia în care ne aflăm, au ajuns la 2 la mie. Deci cam circa 1000 de copii din România au astăzi, sau se nasc anual, în anii aceștia, cu această afecțiune. În primele 5 luni, din această membrană care era în curs de formare, crescuseră 3,3 mm, ceea ce pentru mine a fost senzațional. Nu ascund faptul că ulterior, mi-a menționat și doamna Stoienescu acest lucru, situația a devenit nu complicată, dar construcția peretelui membranei se făcea tot mai lent, pentru că acolo, între auricul și ventriculul stâng, jetul de stâng era foarte puternic. Și atunci, doamna, am să lucrez la consolidarea acestei membrane. Și spuneți-mi, până la ce dimensiune trebuie să ajungă această membrană? Trebuie să ajungă până la 8. Și a ajuns până la 8? A ajuns până la 8, de un an și ceva. Deci timp, tratamentul a trebuit să fie făcut timp de 8 ani, nu? Aproape, nu, circa 7 ani. Ne-am liniștit în 21 iulie 2008, când membrana ajunge la 6 mm, iar doamna doctor care îmi verifica fetița, din punctul de vedere al acestei electrocardiografic, așa, mi-a spus că dacă ajunge la 6 mm, încă de atunci, la începutul verificărilor, dacă ajunge la 6 mm, nu va mai fi nevoie de operație, pentru că 2 mm este considerat ca un fel de sufru sistolic, pe care poți să vai toată viața fără probleme deosebite. Ai mai vrea să mai menționez ceva. Doamna mi-a spus următorul lucru. Să știți că acest caz al dumneavoastră este deosebit. Una este să repar organe bolnave și alta este să construiești ceva în cadrul unui organ. Îmi ia mult mai mult și veți vedea că îmi ia mult mai mult dacă aveți răbdare. Și mi-a luat mult. Adică, Doamne, i-a luat mult tratamentul. Dar a reușit. Experiențele mele au fost destul de bugate în ceea ce privește căutarea și am avut norocul și să studiez foarte mult partea tradițională a medicinei și a ceea ce înseamnă vindecare din partea siberiană. Dar până să ajung aici, am reușit să am experiența unor vindecări, să spunem, provizorii. Asta nu m-a făcut să renunț, ci dimpotrivă m-a făcut să caut partea autentică, partea care să